Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la emisiunea Suflet de Român. Astăzi am adus doi români adevărați, doi români faini, cum se zice la noi. Domnul Aurel Stan de la ferma de măgărițe. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul Marius Bogin, un român care s-a lăsat de construcție ca să facă produse tradiționale românești. Bine ați venit, domnul Marius! Bine v-am găsit, dragii mei! Într-adevăr, când am văzut pe rețele de socializare, și chiar dacă domnul Aurel are o vârstă un pic, nu mai are 20 de ani, nu mai are 18 ani, văd că e foarte activ pe rețele de socializare, am văzut fermă de măgăriță. Am zis, Dumnezeule mare și bun, ce poate să fie fermă de măgăriță? Acum salam de cal am mâncat în Italia, dar ăsta la ce-s bune? Și din discuții cu dânsul zic, domnule, adu, hai la emisiune, hai că mi-ar place, adu un kil de brânză. Cum să-ți aduc un kil de brânză? Mă, dar cum, Dumnezeu, adu un kil de brânză? Păi, domnule, un kil de brânză, zice, nu se face, ăsta e medicament. După aia am citit, păi stai să vezi că kilul de brânză e vreo 2000 de euro, e cât kilul de aur. Zic, eu ce i-am putut cere la om, zic, să vie cu un calup de aur. Și încet, încet am aflat, am citit foarte mult despre laptele de măgăriță și zic că Doamne, zic că acum 3000 de ani, 2000 de ani și Ipocrate folosa laptele de măgăriță și noi am uitat de el ca de multe produse românești, ca de multe produse care nu neapărat românești, dar care le foloseau bătrânii noștri. De aia de multe ori spun eu, când moare un bătrân, dispare o bibliotecă. Și din păcate asta se întâmplă pentru că vom ajunge de nu mai știm decât să mergem la hipermarket. Punct și atât. Nu mai știm să facem, să tăiem un porc, nu mai știm să facem un produs ca lumea, nu mai știm să facem o, nu știu, o silvoiță, nu mai știm nimica. Știm să mergem la magazin. Și asta, din păcate, vom rămâne doar niște buni consumatori, buni, răi, habar n-am, și nu vom mai ști să facem nimica. Asta, din păcate, domnul Aurel, încă o dată bună ziua și... Cum începem? Că acum am văzut cu ferma de măgărițe, câte măgărițe aveți acum? 57. Am văzut că în Bologna este cea mai mare fermă de măgărițe din Europa. Da. Da, italienii stau foarte bine. Deci sunt mai multe ferme de măgărițe. Noi, laptele de măgărițe s-au folosit în cele mai vechi timpuri. Dar la noi, ca în multe alte situații și în multe alte conjuncturi, trebuie mult timp ca să descoperim ce alții folosesc de mult. Dar și noi am folosit, și noi am folosit, dar am uitat, efectiv. Exact, exact, s-a uitat și nu s-a mai pus accent. Mie îmi place mereu să spun că natura e cu mult mai deșteaptă decât noi. Cu siguranță, cu siguranță. Și atunci natura ne dă de toate. Ne dă și medicamente, ne dă și hrană și medicamente. Dacă pe orice medicament sunt trecute contraindicații, pe produsele naturale nu au contraindicații. Și natura ne-a lăsat și cu ce să ne tratăm și de ce să ne ferim. Laptele de măgăriță, ca să vă spun foarte multe caracteristici, și lumea oricum nu le ține minte, dar le găsește pe toate sursele de informație. Deci ceea ce pot să vă spun și ceea ce e mai concludent e că are peste 90% din caracteristicile laptelui de mamă. 98% am citit. 98% zic, da. Unele, da, lucruri ultimele de specialitate, studii, da. De ultimele studii. 98% din caracteristicile laptelui de mamă. Așa că vă dați seama ce beneficii are pentru corpul uman și mai ales pentru copii. Ne aflăm într-o situație când mamele nasc foarte târziu. Până își formează carieră, până își găsesc un job sau așa mai departe, se căsătoresc târziu. Mare parte dintre mame nu mai pot alăpta. Dumneatale vorbește că așa produse bune am găsit aici. Dumneatale poftă zice bună, să poți, poftă să bună. Să poți gusta un pic, că mi-a fost doar toată emisiunea am avut cu oameni care vin cu mâna goală. Poftă bună. Mi-a fost dur. Și laptele de măgăriță poate fi un supliment, poate fi se poate completa și pentru bebeluși. Am avut copii care, mămici care au dat copilașilor de la 3 luni, au dat lapte de măgăriță. Îl asimilează foarte bine, îl tolerează foarte bine. Dați-mi voie să vă completez. Am citit studiile care spun că laptele de măgăriță este exact ca laptele
care îl dă mama la o lună de zile, cu toți anticorpii necesari copilului, cu toate vitaminele, cu toate organismele de care are nevoie să-și formeze imunitatea. Una. A doua, la fel, studiile, ultimele studii, nu conține germenii și bacterii. Fiind de la un animal, fiind obținut de la un animal monogastric, nu are bacterii. Deci da, dar zice bacterii, că la fel nu e alergic. Deși nu e alergic la laptele de vacă, la laptele de mărgăriță nu-i mai alergic. Da. Deci asta e o caracteristică a laptelui de mărgăriță. Am avut copii care au fost cu intoleranță la laptele de vacă și la laptele de mărgăriță tolerează foarte bine. E benefic, așa cum știm din cele mai vechi timpuri, pentru tusea convulsivă, tusea măgărească, cum așa, se zice în termen popular. Da. Așa e, merge foarte bine. Deci la câteva zile, la 3 zile, 4 zile după administrarea laptelui de măgăriță, tusea încetează aproape în totalitate. Lucru care, cu tratament medicamentos, poate dura și până la un an. Da, dar am citit și eu. Produce și alte complicații, pe urmă. Pentru că copilul respectiv, fiind bolnav un an de zile, că propriu zis, tușind, e o boală, îi scade imunitatea. Cu laptele de măgăriță îi crește imunitatea. O altă caracteristică a laptelui de măgăriță este faptul că conține de peste 50 de ori mai multă vitamina C decât laptele de vacă. Și conține omega 3 și omega 6 mai mult decât oricare lapte. Da. Lizozimul, acea enzimă, lizozimul, da, care asigură imunitatea organismului. Asta spunea că și pentru tratări gastrice. Reglează foarte bine tranzitul intestinal. Deci reglează foarte bine tranzitul intestinal, afecțiunile intestinale. Acum să le spunem, dragilor telespectatori, că Dumetale, ai vint în Cocen Alba de la Munte, că Dumetale ești la Câmpeni. Da. Și ai vint cu niște lapte de măgăriță să-l gustăm și noi, să vedem despre ce e vorba, doar că pe drum te-ai întâlnit cu un prieten care are copii foarte bolnavi și... Atâtea comenzi am avut și mi s-a rupt sufletul, n-am putut să nu-i dau laptele. Și avea asta care vreau să-l aduc aici, exact. Vreau să aduc un litru de apă, să-l punem aici, să-l vedem, și când noi zis, băi, uite, mi-i bătea copilul de unul, era cineva mai departe și a dat laptele. Zic, hai, vin altă dată și-l aduc, nu-i bai, foarte bine, ai făcut un lucru foarte bun. Altă ocazie. Da. Și ceea ce am vrut, dacă tot a venit vorba de lucrul ăsta, să știți că e și satisfacția materială care o am, că laptele de măgăriță se vinde cu 100 de lei litru, dar e satisfacția morală. Mă sună mămici, mă sună oameni și îmi spun că și-au revenit și copiii merg mai bine și asta, pe cuvânt, dacă nu, de multe ori mă satisface mai mult decât financiar. Exact. Categoric. Bun, Dumetale, zici că e 100, dar să spunem, dragilor telespectatori, că măgărița dă 6 luni pe an, da, maxim 6 luni, și nu dă lapte numai dacă e măgărușul, dacă e puiul lângă ea. Dacă nu, nu poți să o mulci. Măgărița nu are uger ca și vaca de magazinare a laptelui. Ea secretă lapte când intră în contact cu saliva mânzului. Atunci secretă lapte. De-aia pot să mulg numai dimineața, seara. Le separ într-o boxă, am boxe separate, dar să intre în contact direct cu puiul. Pentru că ea și intrând cu prin miros, cu ăsta, atunci secretă lapte. Deci nu e simplă treaba. Chiar, și dă în schimb o vacă, dă 15 litri de lapte, da, în fermă, sau chiar mai mult, am văzut la 30 de litri, da, dau vacile care sunt pe intensiv, în schimb dă de la jumate la un litru, de la o jumătate de litru la un litru. Cele mai bune dau un litru și 200-300 de grame. Deci de-aia zic că e diferență de la cel la pământ față de o vacă. Bineînțeles. Bun, chiar și calitățile lui. Da, normal. Și pe timpul zilei mânzul suge de 30-40 de ori și ea secretă lapte. Luând mânzul de pe... Multă lume mă întreabă, bine, dar de ce nu încerci? Dacă ai luat mânzul și nu mai suge 3 zile, încercat. De gata, nu mai de lapte. Deci e o întreagă poveste, e o întreagă tehnică acolo, da, de păcălire un pic a măgăriței. Eu am studiat mult fenomenul ăsta și lucrarea de licență în facultate mi-am făcut-o de laptele de măgăriță. Acum câți ani? De mult. Și ceea ce mi-a trezit cea mai mare curiozitate a fost, eram cadru militar și citeam cărți de literatură, istorice, cărți istorice, și am văzut că soldații pe câmpul de luptă și în războaie beau lapte de iapă și lapte de măgăriță.
și reveneau din tusea convulsivă. Și de acolo mi s-a trezit, prima dată interesul pentru asta. A fost o perioadă cadru militar, n-am avut timp să mă ocup, dar în mintea mea de mult a fost ideea ferme de măgărițe și obținerea laptelui de măgăriță. Zice că în antichitate se folosea și inclusiv pentru răni. Răni exteriore se folosea merge și în afecțiuni dermatologice. Am avut câțiva copii cu acnee și chiar acum vreau să lucrez să fac niște săpunuri și niște creme cu lapte de măgăriță. E un bun sterilizant al pielii. Bun, dar fiert, distrugi totul în el. Nu să fierbe. Deci laptele de măgăriță indicat să se consume crud. Da, zic că fiert să distrugi tot. Fierbere ca orice produs biologic. Clar că ce e viu se pierde. Am înțeles. Domnul Marius, hai să ajungem. Cum de-ați lăsat construcțiile ca să faceți niște produse extraordinare? Eu nu m-am putut abține să nu mănânc. Am gustat, acum am gustat și salamul, am gustat și vișle. Salamul, chiar am lăudat un gust, la puțin am mai simțit un gust așa de bun ca la salamul de șuncă, cu un piper așa, ca cum îl făcea tata acasă pe vremuri. N-am ajuns și până acolo la maio și la aia, dar eu cred că o să ajung și la ele. Știi ce se întâmplă? Salamul ăsta de șuncă, ăsta nu-i băgat carne, nu-i băgată prin mașină de tocat. Ăsta îl iau la cuțit fiecare bucată. Deci fiecare, că e numai din pulpă. Și fiecare îl iau la cuțit, nu-i băgat, nu fac în cantități industriale să... Dacă fac 30-40 de batoane de astea, la o tură, e suficient. Și cred că și asta favorizează gustul cărnii și piperul, iar condimentele, nu-i nimic băgat rău. Piperul macină atunci pe loc, iuțala are un pic gust de iute, lucrez cu ardei iute, roșu, cum e acum, e un extraordinar de... Nu, foarte bun gust, foarte bun gust. Am un prieten la Vâlcea care are iar o cărmangerie și ceva cum faceți așa îi spune la salam din topor. Din topor, bucățile da. Mari, parcă mari. Stăiate din topor. Așa e. Foarte bun. Spuneți-ne ce ne-ați adus aici. Ce să aduc? Am adus un salam de șuncă, un salam ardelene, așa l-am numit eu, ăla-i tocat, virșli de oaie, chiar... Foarte bun, foarte bun. Am exact trei bucăți am mâncat, așa ne firți. Aici e o conservă de carne... Asta e făcută în suc propriu, nu-i pusă apă, nu-i nimic. Văd că le-ați numit delicatesele lui Marius Bogin. Așa se și numește societatea mea. Am înțeles. Și carmangeria. Produs în suc propriu, pulpă de porc, burtă, sare, piper, ceafă de porc, usturoi și cimbru. Atât. Niște euri, nu mai punem nimic. Niște euri, nu mai păi punem niște... Păi atunci n-are rost să mai fac eu. Rămâne... Și temperatură maximă 12 grade. Asta nu e ceea ce puneau părinții noștri, bunicii noștri, carne în untură. Nu e același lucru? Nu. Deci nu e același lucru. E cu totul altceva. Am înțeles. Nu, atunci trebuie să desfacem borcanul. Sigur, asta de aici e ca o gelatină. Și deasupra numai e... Cum îl produceți ăsta? Așez carnea, îi pun usturoi, foaie de dafi, nu știu ce, intră pe masă, condimentez cu sare, piper, cimbru. O așez în borcan și pot o sterilizăm. În apă așez. Așa cum făceau, exact. Într-o cratiță. Să dă la dunți. Să dă la dunți. Nu stai să vedem. Zi, să nu se oprească emisiunea. Să fierbe cu apă în ea două ore jumate. Cu apa... Cu apa oală. Am înțeles. Oală. Și borcanul să pune oală. Aici zama asta, ce e zama asta aici? Îi ce-o lăsat carnea. Numai ce-o lăsat deci carnea. Nu îi pus nimic absolut. Deci nimic nu-i pus. Apă în ea, nimic. Ce-o lăsat, să-și numește în suc propriu. Deci exact ce-o lăsat carnea. N-am pus nimic, niciun soare. N-am mai mâncat așa ceva. Da. N-am mai mâncat așa ceva și stă asta. Un an de zile. Poate și mai mult. Eu n-am ținut mai mult, n-am făcut probe mai mult, dar am desfăcut borcan. N-am mâncat și sucul ăsta e extraordinar. Da. Sucul ăsta e extraordinar. E chiar ceea ce lasă carnea. Ajung și la dumitale cu borcan. Domnul Stan. Dumitale ai impresia că l-am rugat pe Marius să puie lângă mine degeaba? Am făcut de-ar un măietec foarte bun. Din bun, ăla nu prea stă, ăla nu. Scurt. Bun, unde că după ajung și la domnul Stan,
unde pot găsi oamenii produsele astea? Sunt extraordinare, e foarte bune, de mult n-am mai mâncat. Momentan vând din Carmangerie de la mine, din Sebeș. Unde? În Sebeș, în Sebeș, pe drumul Petreștiului, strada Brândușelor. Strada acolo Brândușelor. Stau eu la mine acasă. Este ceva la portă, este ceva? Lumea mă găsește pe Facebook de acolo. Cu pe Facebook cum? Delicatesele lui Marius Bogin. Deci Delicatesele lui Marius Bogin. Da, și da. Pe dumneatale, domnul Stan? Ecoalact, lapte de măgăriță. Lapte de măgăriță. Deci dacă eu îi dau Ecoalact, la... Ecoalact, lapte de măgăriță, Ecoalact, da. Am înțeles, lapte da. De măgăriță. Bun. Dumneatale, am înțeles că faci distribuție. Aduci o dată săptămână sau cum? La când sunt comenzi, aduc în Alba, în Cluj, am copii, fac distribuție pe Cluj cu copii și rest găsim soluții, am distribuit în toată am țara. Am văzut că o dată în săptămână, joia, da. Câte litri de lapte? 100 de lei. 100 de lei. Da, da. Deci îl aduceți deja la sticlă de un litru. Sticlă de jumătate de litru. De jumătate de da, litru. De unică folosință, etichetată. Nu-i foarte lesne, da, trebuie și cantități mai mici. Acum dar pentru un tratament la un copil cât îi trebuie? Depinde la ce. La tusea convulsivă merge foarte repede. La 7-8-10 zile e tratată, dar ca să-i stabilească o imunitate, e indicat să facă o cură de 30 de zile. Am înțeles. 100-150 de mililitri. Cură ce înseamnă? 100 de mililitri dimineața pe stomacul gol, înainte de mâncare, și e indicat să nu mănânce măcar o jumătate de oră, 45 de minute să nu mănânce, ca să asimileze foarte bine laptele, și seara înainte de culcare... 50-100 de mililitri. A, deci numai de... un deț, nu, exact, sigur, nu trebuie băut da. Sau mâncat nu, cu cereale, nu, că nu-i... Nu, 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 am nu, înțeles. Pe mie de-aia îmi și place să spun că laptele ăsta e medicament. Așa mi-ai și spus mie, da, când exact, te-am întrebat. Exact, bă, exact. Da. Pe multă lume m-a întrebat acum că eu am făcut un grajd foarte frumos. O să, nu știu dacă sunt poze, deci... Am văzut superb, cu flori înăuntru, exact, cu am zis, Dumnezeule, exact. Alții n-au casă, așa cum ai făcut dumneavoastră. Mie mereu îmi place să spun că laptele ăsta, dacă e privit ca medicament, atunci trebuie produs ca în farmacie. Deci trebuie produs în perfectă condiții de igienă, animalele să fie furajate corespunzător. Degeaba așteptăm să ne dea un lapte de bună calitate și cu toate caracteristicile dacă nu-i asigurăm furajare corespunzătoare animalului. Ei sunt pe stabulație sau sunt afară? Liber? Vara sunt liberi, am pășunat. Aici e un avantaj foarte mare la mine, că am pășunatul cu foarte mare diversitate floristică. Sunt peste 200 de specii. Da. Da, exact. Și atunci el are să-și ia tot ce trebuie să ne dea în lapte din ceea ce mănâncă. Exact, exact. Pe timpul iernii, fânul iar îl recoltez cu multă floare în el. Și chiar în iarna trecută nu aveam vitamina C suficientă în lapte și mă gândeam cum să asigur vitamina C. Deci dumneavoastră le faci analiză la lapte de fiecare dată? Și prin gust, să imediat eu da, sigur, eu prin gust dau seama. De și profesor. M-am tot gândit cum să de unde să le asigur să completez vitamina C. Mă apuc să dau vitamina C, că este vitamina C. Și mi-am dat cetină. Este pe filmuleț să vede cum ne-am adus câte un brad. Îl legam după mașină și aduceam câte un brad. Și mănânc așa? În două zile era savurat, era devorat. Toată și cetina. Ați reușit să... Și-a completat încă peste vitamina C. Oh, ce fain. Da. Da. No, bine că v-ați gândit. Dar, bun. Bine, am o colaborare foarte bună și cu Universitatea din Cluj, cu profesorul Marchi și în asociație la noi. Am făcut și o asociație a crescătorilor de măgărițe din Transilvania. Foarte bine și lumea trebuie să înțeleagă, dragii mei. Dacă nu sunteți într-o asociație, ca producători, ca mici fermieri, nu sunteți într-o asociație, n-are cine să vă protejeze, n-are cine să vă apere, n-are cine să vă păstreze interesele voastre, să vă apere interesele. Veți rămâne de căruță, credeți-mă. Deci, asociațiile și nu mai mult, eu am văzut și la noi în asociație, mă, când ne adunăm la o masă, nu, tu unde duci? Păi eu duc cașcavalul pe Valea Olturilor alea. Păi eu nu pot să duc salamul acolo. Ba da. Mă, tu cum faci aia? Păi uite-te, așa o fac. Uite-te. Imediat să poate, ne ajutăm, ne poate imediat să creează și toată lumea are de câștigat. Lumea de obicei când și la domnul Stan, dacă a făcut asociație, păi ce-i trebuie la ăsta? Poate-i trebuie președintele ăsta? Ce nu știu. Nu, domnilor, dacă suntem împrăștiați, suntem călcați în picioare. Așa. De-aia trebuie să fim uniți. Ori în asociație, ori în cooperativă, ori într-o ceva, într-o organizație ca să putem să tragem de mânecă responsabilii în momentul în care nu-i bine sau în momentul în care ne-i greu. Iartă-mă, domnul Stan, dar trebuie să menționez chestia asta. E foarte bine ceea ce a spus și eu sfătuiesc pe toți crescătorii de animale, indiferent ce specie, din ce specie,
să se organizeze în asociații și cooperative, pentru că într-un viitor foarte apropiat nu își vor mai putea vinde produsele decât la un preț foarte scăzut. Și atunci nu le va mai fi de folos munca lor. Sau nu vor mai putea vinde deloc. Sau nu vor mai putea vinde deloc. Hipermarketul, n-am vrut să sperii ăsta, până exact. Acolo, dar uitați că acolo se ajunge. Acolo se ajunge. Ăla negociază cu asociația. Bă, îmi trebuie 500 de litri de lapte de măgăriță. Păi Aurel n-are numai 100. Ionescu încă 30. Mă, pe fiecare nu poate să iei. Ori mi-i da astăzi 500 și atunci Aurel cu Ionescu și cu Popescu trebuie să organizeze într-o asociație și aia 500 să-i adune la o grămadă, să-i dea la om, dacă nu zice, bă, nu mai au de la voi. Și atunci rămânem de nu mai avem unde vinde. În asociație mai sunt doi fermieri buni din Oradea, Călin Câmpan. Tot cu măgărițe. Da, da. Și noi am primit oferte din exterior. Deci chiar dacă ne-am străduit un pic, am putea să dăm laptele în exterior. La export. La export. Dar am zis că e păcat. Dar laptele, bun, acum eu am înțeles laptele ăsta, că n-am înțeles, nici n-am avut foarte mult timp, am citit despre laptele de măgăriță, laptele ăsta, dacă nu-i fiert, cât poți să-l transport sau în ce condiții poți să-l transport? Fiind lapte fără bacterii, da? Merge până la 7, până la 10 zile în condiții de frigider. Am înțeles. Merge până la 21 de zile, nu se 21 strică. De zile? Da. Bun, dar în frigider, deci trebuie o temperatură cât scăzută, dacă nu poți să ții afară. Nu, deci în frigider, la temperatura frigider, la plus 4-5 grade, până la 21 de zile. Am înțeles. Pentru că e lapte fără bacterii. Eu am înțeles, dar păi, nu, și mediul mai are bacterii și m-am gândit că bine, poate... Da, să știți că tocmai de aia e și brânza, când mi-a zis de brânză, e foarte greu de obținut. Neavând bacterii, nu se coagulează. Și foarte, am înțeles, nou, fiind nu-i foarte gras ăsta. Da, păi la 25 de litri de lapte se obține un kilogram de brânză. A, exact, da. Asta am citit, la 25 de litri de lapte se obține un kilogram de brânză. Zis, Dumnezeule. Am fost contactat de un restaurant din București, care trebuia brânză de măgăriță. Mi-a oferit prețul corect pe ea, dar nu, n-am de unde, nu m-am putut angaja. Pentru că acum mi-am format efectivul, acum trebuie să-mi selecționez și eu animale, să le selectez, care sunt bune, care nu. Pentru că măgariul a fost folosit în transumanță pentru transport samarizat. Da. Nu este măgăriță specializată pentru producția de lapte, dar sunt dintre ele care sunt mai bune de lapte și acum și eu mi le fac selecția. Dar există la nivel european, la nivel mondial, ceva diferență, că așa cum la vaci există rasele pentru lapte, și există rasele mixte care... La măgar nu ies pe trei talii. Talie mică, mijlocie și mare, atâta. Numai singure diferențiere. Și talia mare nu dă mai mult lapte decât talia mică? Dă mai mult lapte, dar nu mai are caracteristicile laptelui care dă cea mijlocie. Cea mijlocie e cea mai echilibrată și dă laptele de cea mai bună calitate. Am înțeles la... Cea mare, talia mare duce mai mult spre cal. Deci are și gust laptele. Ăsta nu are gust, e foarte... N-am găsit copil să refuze laptele. Nu a fost niciun copil care să zică că nu bea laptele, că seamănă cu laptele de mamă. Și atunci e clar că... N-am știut o bună perioadă de vreme. Nu am știut. Bă, bun, auzeam catâr, 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 catâr. Mă, catâr o fi un măgar. După care, în copilăria mea. Și după care zic, bun, obui, catârul este încrucișarea dintre măgar și cal. Da, și apă. Așa. Invers nu merge? Ba merge, dar ăla e bardot, așa zice. E bardot? Da, asta deci, e denumirea lui. Am înțeles, n-am știut că există diferență dacă, dacă e armăsar și cu măgăriță, e bardot. Da. Și dacă e măgar și cu iapă, e catâr. E catâr, am înțeles, n-am știut treaba asta. Și, bun, zice, am vorbit cu un medic veterinar, o poveste așa, și spune, bun, aici se oprește linia. Cum adică se oprește linia? Ăla nu-i mai fertil. Da, zice, nu, așa se naște, de nu-i mai fertil. Da. Deci, doi catâri, nu poți să-i reproduci, nu iasă nimic. Sigur că nu. Niciun bardot nu poți să reproduci. Nu se mai reproduce. Nu se reproduce. Aici se încheie linia. Zice, aici se încheie linia. Și zic, mă, Dumnezeule, n-am știut că ăsta, deci, există. De exemplu, cum era la stânc, avea și cal și măgar să ăsta, se crucișau. Exact, dar acolo se încheia linia, nu se mai puteau reproduce, adică nu se puteau înmulți. Da. Ce faceți cu mânjii? Cei care sunt buni le rețin femelele și masculii au mai dat, au mai venit pentru animal de companie în ferme. Serios? Da. Chiar am avut acum din cineva. Îi trebuie doi să-i ducă pentru copii. Dar sunt sociabili ca și pe nei, sau? Mai sociabili și mai docili. Că
Că de obicei un măgar zice, băi, încăpățânat ca un măgar. Da, da, are gradul de încăpățânare. Dacă știe că în locul ăla nu trebuie să meargă și îl forțezi, nu se duce. E încăpățânat, dar în schimb, dacă le iei cu duhul blândețelor, faci ce vrei din ei. Păi la... Cum câte un morcov îl păcălești. Vai de mine, la mine. Vin până în Alba Iulia după mine și după îngrijitor. Nu trebuie să merg în spatele lor. Da. N-am știut, m-am gândit că nu, așa zice, încăpățânat ca un măgar și zic că ea nici nu poți să-i duci un evrei, dar dacă îmi spui că așa înseamnă că și îi bagi la staur ca lumea și... Da, a fost foarte multă lume curioasă și săptămâna trecută am avut vizitatori de diferite zone ale țării, din Timișoara, din Cluj, venit. Nu le vine să creadă cum arată o fermă de măgărițe și când vin cu copiii, cel mai urât lucru e când pleacă, când încep copiii să plângă, că nu mai vreau să plece de acolo. Am cumpărat o șa din aia micuță, un ham acolo, ca să aibă să copiii să... Când ați început? De 3 ani. De 3 ani ați început? Da, da. Ați început cu un efectiv mic. Cu 7 capete. Cu 7 capete. De 7 capete am început. Am zis, hai să încep să vedem. Și de 3 ani de zile... Din înainte, ce ați făcut înainte? Acum înainte de 3 ani. Ați avut iară ferme de animale? Deci eu am fost cadru militar. Am lucrat în armată 27 de ani, am ieșit cu ordonanța, bineînțeles că am avut gospodăria părintească acolo, deci am avut vaci, de tot, deci gospodărie mixtă. Da. Na, și cu măgărițele v-am zis de unde a pornit scânteia și de unde m-a tămistuit gândul. Dar tot am zis, băi... Tot amânat. Da, tot amânat. La 50. Da. Deci când am adus primii măgari, primele măgărițe le-am dus în munte, nu am adus acasă, că zicea lumea că e bun. Eu mă vedeau cu măgărițe. Da, până le-am adus în toamnă acasă, ori fătat și au început. S-au declanșat primele vânzări, fantastic, am vândut atunci toată producția. Și tot ce am, deci de când le-am adus alea 7, le-am înmulțit și mi-am făcut grajdul. Deci eu din banii de pe lapte, am cheltuit un leu în afară de ceea ce le-am creat. Eu vreau să mă întreb, 50 de măgărițe. Da. O străi după ele o familie? Da, sigur. Deci a zis-o așa de încrezător, deci fără nicio problemă. Se poate trăi și încă foarte bine, dar, nu cum ne place nouă. Noi dacă avem 3 vaci și un porc, suntem patroni. Am înțeles. Deci trăiește o familie dacă vrea să muncească. Eu am un singur om acolo care am un copil de la am de 14 ani. În rest noi muncim familia. Băiatul mi-e student la medicină veterinară, în vacanțe, lucrează cu mine în fermă, eu lucrez, soția lucrează. Credeți că rămâne în țară? Credeți că vine după dumneavoastră? Da. Da, eu cred că da. M-aș bucura să ne plătească și nouă cineva pe Eu cred că va rămâne, pentru că nu e chiar așa de speriat, nici eu. Nu pot să, nu vreau să încrezi antipatii. De la câte măgărițe poate trăi o familie? Natale ai 50. De la câte măgărițe? De la 50 de familie. Poți trăi de la 10, dacă... Dacă ești gospodar, exact. Dar cum v-am zis, deci la noi primul lucru, să-ți iei jeep elegant, să te vadă lumea, nu știu ce. Eu ce face la alte 6 luni când nu dă măgărița lapte? Mănâncă. Bun, eu am înțeles că ei mănâncă, dar zic ca să trăiască familia. Sau să poate... Păi, acum, știți cum e? Deci te gospodărești în așa fel încât perioada cât ai vânzări și am eșalonat montele ca să am lapte în permanență. Deci nu e ca la oaie. Nu. Deci poți frumos să-ți le aranjezi. Deci eu merg cu efectiv de 12 măgărițe pe lactație. Oh, superb așa. M-am gândit, e ca la oaie, 6 luni, te-a blocat atâta, nu mai 6 luni, nu mai e nimic. Deci la mine este lapte în permanență. Nu, așa e ok așa. Pentru că copilașii ăștia nu se îmbolnăvesc numai primăvara sau în perioada. Eu am știut, am citit 6 luni și m-am gândit 6 luni, 6 luni blocat, adică o perioadă... Eu am plan de monte și fetări. Făcut plan de munte și fetări. În perioada aia am dat la munte, trebuie să fete în perioada aia. Nu mai dau la munte până când, ca să am un efectiv, e 12-15 care să-mi fie în permanență cu lapte. Bun. Dacă dumneataie e un litru de la măgăriță, da, îi rămâne la măgăruș. Da. Dar dacă e bine furajată, îi rămâne și măgărușului, pentru că mult numai dimineața. Suficient. E suficient. Numai dimineața mult. Am înțeles. Peste am înțeles. Zia lui. Am înțeles. Seara, deci seara la ora 9:30 i-am separat, dimineața la ora 7 să mulg. Am înțeles. Domnul Marius, n-am povestit încă de ce ai lăsat șantierul pentru salam. Bine, normal e mai fain la mâncat decât la murdar de văcălaș pe mână, dar... Știi cum e? Și construcțiile
îmi plac și mi-a plăcut. Pentru că cunosc foarte bine meseria asta de constructor. Am făcut școala asta și, mă rog, asta am descoperit-o acum de vreo 2 ani mai intens. Aveți în familie? Nu. Care a făcut? Tata, nimeni. Bunicul? Nimeni, tata nici nu ține de porc. Mă duc să taiu porcul la Crăciun acasă, la iud, la tata. Nici nu ține de porc și nu mă ține niciodată. Bun, dar rețetele sigur le-ați luat din zona aia săsească, din zona Sebeșului, din zona parte din rețete. Multe rețete, de exemplu, de la cârnați, de la măiete, le-am adus de la iud, deloc din aiud. Am înțeles. Și m-am căsătorit și stau în Sebeș de 22-3 de ani. Da, le-am făcut. N-am furat de la nimeni nicio rețetă. Deci toate probe făcute de mine de ani de zile. Eu am înțeles. Acum ăsta nu-i furt. Ăsta, păstrarea tradiției, nu-i furt. Da. N-am luat de la nimeni nicio rețetă. Am văzut, mulți viși le-au mâncat câinii lui vecinul și salam și era până când mi-a ieșit. Mă, nu-mi place. Trebuie să mai mișc acolo. Asta e foarte important. Știi? Dacă ești foarte exigent cu tine și... Da. Tata de multe ori zicea când lucram ceva, bă, copile, ție-ți place? Mă, tata, bă, ție-ți place? Exact. Păi nu prea. Păi atunci nici la altul nu-i place, mă. Fă până-ți place ție, exact. Și când ți-o plăcut, atunci trebuie de... Înseamnă, bun, dacă nu a ieșit bine, înseamnă că nu poți mai mult și atunci trebuie să te ajut, dar prima trebuie să fii tu foarte mulțumit. Exact. De gust, de ce ai făcut, de aia că am văzut tare faină. M-am uitat pe Facebook la ferma de măgărițe, tare fain grajdul ăla, eu pe cuvânt. Multe lume m-a întrebat că de unde am luat modelul de graj. Nu l-am luat de nicăieri. L-am făcut și l-am poziționat exact cum trebuie să fie, cum să-mi fie. Ușor de lucrat, să-mi fie util și să creeze condiții de bunăstare pentru animale. Asta e foarte important. Doar de aia ne-a dat Dumnezeu minte să o folosim. Și să ne gândim la ce necesități au ei. Exact, adică unde, exact. Să fie pășune aproape, să exact. Fie... Să ai unde degaja bălegarul, să ai pe unde intră să nu fie în contact cu furajele. Am linii de furajare laterale, nu intră în contact. Din furajerie îmi intră paleile de furajare, fecalele, dejecțiile se duc în altă parte, intrarea e liberă, nu intră cu bălegarul. Simplu. Să sperăm că n-or descoperi că la oaie iar o descoperit, acum la vacă am avut o criză, la oaie am avut o criză, la porc avem o criză acum, să sperăm că să nu le treacă prin cap cumva să facem și o criză măgărească. La măgărească, știi? O criză măgărească. Auzi, Marius, dragă. Vreau să te întreb. Bun, produsele extraordinare. Ai zis că le găsesc doar la Sebeș. Da, și distribuie și în viitor, eu. Da. Pot să facă comandă pe Facebook și să le duci acasă dacă eu consider o comandă mai... În zona Sebe și în Alba, multe ori merg eu și în comandă lumea, mă, adun două chile de vișli, două salamuri, un Kaiser, o bucată de slănină, jumătate și așa. Vreau să fiu rău cu tine acum. Te rog. Câtă carne bagi în salamul ăsta? Undeva... Ascultă-mă un pic, industria cărnii îi spune... Asta vreau, unde vreau să asta. Industria cărnii la tot ce ăsta îi spune carne. Bun, eu vorbesc de carne. Câtă carne bagi și cu grăsime, cu tot în ea? De 100% carne, nu are nimic. Altceva. Bă, eu am înțeles. De ce te-am întrebat asta? Că rămân prost când văd pe mașinile unei firme industriale de mezeluri. Rămân prost și îmi fac cruce ca un nebun. Zmă, fraților, cum Dumnezeu să laudă aia cu 70% carne, mă? Nu, tată. Păi până acum ce porcărie a putut mânca, mă? Dacă ăla să laudă, și nu numai unul, că-s mai mulți, 70% carne, când la ei și șoricul-i carne, când la ei și zgârciurile-s carne, când la ei toate. Deci dacă pune șoricuri, zgârciuri și carne și tot ajunge 70%, păi măi, fraților, și asta e lucru de laudă, 70%. Păi ce Dumnezeu are ăla la care nu scrie? Așa-i. Ce mâncă? Hârtie igienică, ce mâncă în plastic, ce mâncă, mă, fraților, dacă la șoric și la zgârciuri îi spui carne, mă, și 70%, mă, și ăla la 30%, ce Dumnezeu e, mă? Da, așa-i. Ăsta 100%, eu pe... Și le spuneam la mulți, fraților, foarte mult, noi zicem că mâncăm și... Asta e una dintre problemele îmbolnăvirii noastre, că mâncăm foarte prost. De multe ori foarte prost, ne trebuie mult și ieftin. Și asta înseamnă după aia farmacie. Asta înseamnă după aia doctor. Nu știm să mai mâncăm. Și exact cum a zis domnul Stan, natura le reglează. Și la prețurile astea. Te duci și iei o bucată de salam cu 7 și 8 lei. Nu se poate, mă, din ce dracu e făcut ăla?
Dumnezeu să mă ierte. Cât e pulpa? Bun, cât e pulpa de pulpa de porc? Nu știu. Cu cât o e? 13 lei? Nu știu. Ok, bun, 13 lei. 13 lei, nu știu. Deci, orice producător care să poată să trăiască, trebuie să fie dublu prețul materiei prime. Clar. Cel puțin dublu prețul materiei prime, pentru clar. Că dacă nu, are gaz, are curent, are transport, are asigurări la mașină, are angajați, atâtea. Sunt atâtea taxe. Plus că îți mai ia și statul. TVA îți mai ia impozite, îți mai ia mama supărării. Bun, ok. Deci dublu. Dacă un salam care e din carne, dacă e 13 lei pulpa de porc, o vezi la hipermarket, trebuie să fie minim 26. Așa e. La fel, le explicam. Deci la mine kilogramul de salam e 30 de lei. Kilogramul de salam. Nu pot ca să-l dau mai ieftin pentru că sunt gaur. La fel explicam că șmecherii din industria, că nu le pot spune altcumva, șmecherii din industria mari de industria cărnii au scos stasurile. Aveam stasuri în 60, aveam stasuri care spunea un salam ardelenestră să fie 100% carne sau 90% carne, 10% piper, 10% aia, 10% grăsime, bla bla bla. La Parizel, rețeta era și la Cremvuști, 70% pulpă. Deci nu piele, nu zgârciuri, nu nimic, 70% pulpă. Pulpă. 20% grăsime și 10% apă gheață. Șmecherii ce au zis? Băi, 13 lei pulpa. Pus slănina care are, îi vă 10 și nu știu ce, mă, iasă minim preț de producție, iasă undeva că de 13, da? Ok, facem dublu prețul, 26. Mă, stai să anulăm noi stasurile, stai să cerem noi ministerului și de multe ori atât suntem de prostălăi, de ne distrugem singuri, nu mai trebuie să ne bată nici turcul, nici tătarul, că ne distrugem singuri. Ori scos stasurile, toată lumea numește Parizel, că aveam discuție, acuz vă câțiva ani, un agent de la o fostă firmă care s-a închis de mezeluri, măi, am făcut niște cremuși de pui, dar numai piept de pui, dar să vezi tu ce cremuși de pui, zice, băi, piept de pui, zice, nu există pe piață așa ceva, zic, ia mă, cât e kilul, mă? 10 lei. Păi cum Dumnezeu că pieptul de pui 16 lei și tu spui că e kilul 10 lei? N-ai cum. Deci n-ai cum. Stai că punem și, punem și piept de pui. Băi, a, și piept de pui. Și piept de pui. Piept exact. De pui. Păi mă, mâncu-s gura ta, păi atunci cum Dumnezeu îmi spui când trebuie să folosesc 70% piept de pui, da? Nu, pulpă de pui, da? Sau pulpă de porc sau nu știu. Cum îmi spui că și ăsta din piept de pui? De-aia spun că un produs de calitate și, dragii mei, nu trebuie să mâncăm. Asta trebuie să fim foarte atenți și lumea acum deja să am văzut un studiu, un sfert din populația României este obeză. Aia înseamnă artere înfundate, înseamnă tensiune, înseamnă atâtea lucruri. Din ce cauză? Că alimentația proastă. Alimentația proastă, dar și mâncăm mult. Da. Că merem și, bă, când văd un salam de la Marius, de la Bogin, văd, bă, cât e? Păi 30 de lei. Bă, cât e Parizelul făcut de marea fabrică din România? 10 lei. Păi aici iau un kil, acolo iau 3 kg. Stai că iau 3 kg. Cât mănânc 3 kg? Măi, fraților, ai mâncat plastic, ai mâncat, nu-ți face nimica. La fel, văd o pită așa mare, bă, cât e asta? 10 lei. Bă, cât e o pită tradițională de Sântimbru? Păi, uite 10 lei. Păi, da, asta e mai mare. Iau asta. Măi, fraților, acolo ai cumpărat aer, mă, n-ai cumpărat exact, nimica. Așa-i. Ai cumpărat chimicale care de câte ori? O pită neagră, le spun de multe ori la pita neagră. Pita noastră neagră e numai atâta. Că nu, dacă e nu făcută, crește. N-are gluten, n-are farină albă, n-are ce să o aereze să crească. Și dacă o franzelă de același gramaj de 500 de grame o țin 5-10 minute la cuptor, asta o țină un ceas, o oră. Deci, de 6 ori mai mult și numai atâta crește, coajă groasă pentru că o țin mult la cuptor. Păi da, dumneavoastră știți că iau din asta atâta e pita neagră. Mă, fraților, cum e atâta, mă, dacă n-are gluten, mă, făina neagră, dacă e făină integrală? N-are cum să-ți crească. Tu mânci pita neagră ca să-ți facă bine, ca să-ți ajute la tranzitul intestinal, să-ți ajute la organism și de-aia mânci pita neagră, că dacă nu ai mânca albă, și în loc să-ți facă bine, nu numai că nu-ți face bine, îți face mai mult rău, pentru că aia are colorant și amelorator de crescut atâta. Știi? Asta trebuie un pic să învățăm. La fel le spun dragilor telespectatori, dragilor, gândiți-vă că o brânză de vacă
e făcută din 6 litri de lapte. Socotiți noastră, 2 lei litru de lapte, 12. Ori 2 să câștige și ăla, da? Care de plătit? 24 de lei. Simplu. În momentul în care ai găsit brânză la 16 lei, numai lapte nu-i. Știi că era într-o vreme la un mare producător de lactate, care toată lumea ne ferim de el, dar la copii le place, cu D începe, scria o glumă, poate să conțină și urme de lapte. Știi, ca la alergeni scria. Nu, așa și aici. Când o găsești cu 16, poate să conțină urme de lapte. La fel la un salam, la fel la, domnilor, dragii mei, când dăm banii pe o mașină scumpă, că-i cu M, că-i cu D, că-i cu B, da? Să ne dăm mari. Și atâta toar, în loc să dăm, să cumpărăm un aliment sănătos, aia înseamnă punem seamă pe noi, nu pe fala noastră, pe sănătatea noastră. Mâncăm un aliment sănătos, nu trebuie nici ăsta mâncat să cum mânci 3 kg de parizel, să mânci 3 kg de salam. Nu! Nu. Mănânci frumos 100 de grame cu o bucată de pită, te-ai dus, ai făcut, e sănătos organismul. Și ceea ce spui dumneavoastră, domnul Aurel, că natura le tomnește pe toate și natura ne dă și ce trebuie, și cum să ne vindecăm, și cum să ne hrănim, spunea un coleg aici, un domn de la emisiune de la Livada Săuin, am zis, bă, dar cu ce stropești? Cum? L-am tot iscodit, l-am tot întreat. Zice, nu prea stropesc. Păi cum nu prea stropești? Că natura le rânduiește. Sigur. Zice, pe ăsta gândacul ăsta, îl mâncă ăsta, la viespele ăsta. Pe viespele ăsta îl mâncă vrabia cu tare. Pe vrabia cu tare o mâncă unul cu tare. Exact. Zice, tăte bunul Dumnezeu le-a lăsat toate tomnite. Zice, eu dacă am intervenit eu și am stricat gândacul ăla, moare viespele, moare vrabia, moare cu tare. Zice, eu distrug, eu sunt omul care fac rău. Sunt persoana care pot să distrug. Dar să știți că încet, încet se dă lumea, se dă lumea după astea. Tot mai multe comenzi, eu văd la mine, tot mai multe comenzi de preparate, da, și voi, încet, că nu pot, asta m-a plăcut enorm. Și încet, încet lumea vede care e treaba. Chiar și medici, foarte mulți, da, medici, erau vede, bă, nu bună doctoriță mânca, din Câmpeni, nu știu cât. Care discutam odată cu ea, mergând pe mașină, era fetița mică și noi nu prea le-am dat medicamente copiilor și spunea că i-a făcut, soția i-a făcut papară și i-a pus pe piept și i-a dat gălbenuș de ou frecat cu zahăr și cu lapte cald. Da, mai ba da, ba da, când tușesc copiii și asta se pune pe piept, așa, și se coace tuse, așa se zice. Și lapte frecat, deci gălbenuș de ou frecat. Cu, da, văzut, cu, da, 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 da. Și doctorița respectivă, mergeam spre Cluj și zice, Aurel, bă, reveniți-vă, mă, trăim într-un alt, nu știu mai ce, bă, trebuie medicamentație și nu știu mai ce. Și acum, după cât, trei ori mai trecut ani, n-am mai discutat noi, nu ne-am contrazis, pentru că nu-mi place să mă contrazic. Și acum e un vehement din ăsta susținător al produselor naturale. Da, cum vă spun, și chiar zile trecute povesteam, scuzați, chiar zile trecute povesteam cu ea și studiase și ea efectele laptelui de măgăriță, da, și caracteristicile laptelui de măgăriță și a rămas foarte impresionată și a zis, bă, tu de unde ai știut atunci? Păi zic, să știți că și medicina veterinară, eu am făcut tehnică veterinară și zootehnie și zic, să știi că și medicina veterinară în antichitate era mai bine pusă la punct medicina veterinară decât medicina umană. Păi de acolo luăm toate resursele pentru că chimic. Și sunt atâtea descoperiri, ceea ce zici dumneavoastră, sunt atâtea descoperiri că un medicament îmi face bine la partea asta, dar mi-a dezechilibrat partea asta la altă și mi-a distrus partea asta la altă. După aia trebuie să iau medicament pentru partea asta, pentru partea asta. Și mi-a dezechilibrat-o pe asta și mi-a afectat asta și trebuie să iau. Și ăsta este un lanț a slăbiciunilor, pentru că încep cu medicament și de multe ori vedem la câte un om, și chiar sunt studii, am văzut o grămadă de filme și de studii pe tema asta, documentare făcute de doctor, existau, mai ales în Statele Unite, aveau câte o masă plină de medicamente. Și zice, cum? Păi zice, știți, acum 2 ani am avut mărită tensiunea și păi mi-a dat asta și după 2 luni au văzut că stomacul și mi-a dat asta și păi după 2 luni după aia am avut pancreasul, exact ce zici dumneavoastră, și mi-a dat asta și avea, ea făcea tratament zilnic, avea o masă plină, pus așa și făcea și respectiv i-a spus stop, încearcă-te rog frumos să mănânci sănătos.
mișcare și mâncat sănătos. Și echilibru fructe, psihic. Legume, tot. Și uite-te, sub supravegherea medicală a lui alți trei medici, și vreau să vă spun că în două luni de zile au scăpat de medicamente, foarte multe cazuri, au scăpat de medicamente, efectiv, doar mișcare și mâncat sănătos. Legume, fructe. Păi chiar acum am văzut un documentar extraordinar care spunea, domnilor, feriți-vă de uleiurile rafinate, mâncați un soare, mâncați slănină, mâncați astea, sunt mult mai bune. Și am un prieten, are o clinică foarte mare în Cluj, clinică stomatologică, soția lui este decanul facultății de stomatologie. Și de câte ori m-am dus, am mai dus câte o tablă de slănină. Am avut mangalița și am mai dus. Și el, având probleme de sănătate, își monitorizează tot la două săptămâni, la o lună se întâlnește cu are trei medici care se ocupă de sănătatea lui, care îl plătește, bun, își permite, sigur, foarte bine. Zice, bă, mi-am bătut joc de mine, în fiecare seară, el mâncând numai broccoli, mâncând numai tot felul de verzituri, că numai culoarea verde, culoarea galbenă nu-i mai bună, tot felul de studii, dar zice, bă, n-are copii și zice, bă, am ajuns la o filozofie, bă, aia nu, de ce mai trăiesc? Și ce îmi tăia, moftul meu era câte două creste de slănină cu brânză și cu roșii, fără să știe doctorii mei. Vreau să spun că, și mă suna disperat cumva să ajung cu slănina la el, până la urmă i-am trimis cu un agent, cu un director de la o băutură spiritoasă care merea la o ședință în Cluj, i-am mai trimis niște slănină, zice, de când mănânc slănină, mă, crezi că mi-au ajuns analizele mai bune de când am avut înainte. Zice, nu mi-au vin să crezi, și eu credeam că e moftul meu și credeam că o să mă sfădească comisia de doctor care se ocupă lunar de ăsta meu, și am rămas uimit. Și ăsta toate le știau bătrânii noștri, toate astea, de aia spun, dispare bătrânul, dispare biblioteca, le știau. Ne întoarcem datorită dumetale, ne întoarcem la laptele de măgăriță, felicitări. Datorită lui Marius ne întoarcem la un produs făcut din carne, 100% din carne, nu 70% cum ne lăudăm că 70% și el are piele și zgârciuri și zice 70%. Mă, fraților, treziți-vă și mâncați sănătos, dragii mei. Mâncând sănătos și gândește omul sănătos. Ziceai de pita aia cu un soare, știi, de un soare. Păi noi mâncăm acasă și copiii, mâncăm câte o bucată de asta de pită unsă cu un soare. Și cu ceapă. Sara, bă, cu frate, ceapă, cuțit de paprică, cuțit de cu ceapă. Așa te giftuiești de numai. Pateu și organismul tot felul de toate are nevoie prostit. Și organismul de multe ori spune de ce are nevoie. Uitați-vă că se întâmplă câteodată seara simți nevoia să mănânci un fruct sau să te duci să mănânci ceva acru. Deci, sau un dulce. Sau un dulce, exact. Îi trebuie organismului. Deci nu trebuie să creăm niște rețete atât de sofisticate și nu știu, de o lună și ceva. M-a dus la cineva în Alba Iulia, lapte de măgăriță. Pusese la ceva nutriționist pe la Cluj, o ținut o cură de slăbire din aia draconică, nu știu ce o fi dată, ori dezechilibrat-o, atât digestiv, cât și psihic. Deci era femeia... era femeia dezechilibrată psihic. Și de acum, după o lună și ceva, zice, bă, de-abia mi-a revenit. Deci, mă, într-adevăr, kilograme am țupat, dar era să mi-mi fie bune kilogramele țupate să mă duc în coșciug. Da. Păi, apropo de când ne întoarce la pâine, acuz vreo 6 ani, am fost cu fiica mea tot așa la un specialist, la doctorul Hâncu, profesorul Hâncu de la Cluj. Și când m-am dus, i-am dus niște pită neagră și niște pită dietetică. Vreau să spun că la vreo 3 săptămâni mă trezesc cu dânsul la brutărie, cu profesorul Hâncu și cu directorul pe România a Spitalelor Regina Maria. Și vine omul, zice, domnule, vreau, te rog frumos să-mi aduci zilnic un număr de pite negre. Și am zis, domnule, bun, dar nu fac distribuție în Cluj, nici... Domnule, zice, asemenea pâine și asemenea ca să-mi regleze, să ăsta, zice, păi zic, domnule, nu băgăm nimic, nu am făcut de 20 de ani facem pâine, anul ăsta am împlinit 20 de ani de când am făcut brutăria, zic, n-am făcut niciodată compromis, chiar dacă de multe ori am fost la limită și asta vară am fost la limită. Exact în toamnă, când s-a trecut de pe grâu vechi pe grâu nou, calitatea cum a fost, cu totul că cumpărăm cea mai scumpă făină, că să fie neamelorată și fără chimicale făina, și mă sunau clienții sau de la magazin, domnule, mi s-a stricat pâinea.
Vă dați seama că mă fac mic, da. Dacă aș putea și intra în gaură să nu supăr un consumator, să nu supăr și îmi cer scuze și zic, bun, domnule, hai să vedem din ce cauza. Eu, exact ca să pot să aflu eu, să o reglez. Domnule, prima dată te întreb pe dumneavoastră unde ai ținut pâinea. Păi zice, am ținut-o pe masă în bucătărie. Zic, ai luat din aia ambalată? Da, zice, în pungă. Bun. Zic, iartă-mă că spun, da, zic, nu te supăra, dar zic, unde o ținea bunica dumitale? Sau mama, sau bătrânii noștri, unde o țineau? Păi în gârliș la pivniță, în intrare în pivniță sau în pivniță. Exact. Cum? Învălită într-o pânză. Ștergură din asta, da. Și zice, acolo ținea. Păi zic, crezi că oare de proști o țineau bătrânii noștri? Pita asta, dacă nu-i băgat chimicală în ea să distrugă cum sunt panetonele alea, cred că sunt la hipermarketuri, care au termen de valabilitate 2 luni. Exact. 2 ani, adică, nu 2 luni, 2 ani de zile. Băi, fraților, orice-i viu în 2 ani să strică, putrezește, să uscă, să... Ăsta, ăla ține 2 ani. Păi nu-i mai nimic a viu acolo, e plastic. Plastic biologic nu mai are nimic în ea. Plasticul ține chimical. 2 ani de zile. Chimic. Exact. Produse de natural nu se caracteristicile exact. Chimice mai rămân. Și la termen de valabilitate, și acum o să vină Crăciun, o să fie plin de cozonaci italienești. Uitați-vă, mă, fraților, la termen, mă. Pe când ținea bunica voastră cozonacul de la Crăciun să-l mâncați la Paște? La Paște, așa-i. Păi cum, Dumnezeu, suntem nebuni? Și îi explicam. Da, într-adevăr, nu. Cu totul că, nu știam, am lucrat. Singurul cu ce puteam lucra era să creez un pic de atigiditate cu oțetul. Care lucrau și bătrânii noștri, cu oțetul, să-i creezi un pic de aciditate, să ăsta. Dar am avut ceva probleme astă vară și eram la limită să există. Chimicale acum ai băgat în păhăruț, ai distrus tot, ia să pita bonfă. Și am zis, nu, domnule, mai bine plec capul, mai bine îmi cer 10.000 de scuze, mai bine pierd, nu-i normal să pierd 10 clienți, dar decât să fac porcărie... Și omul de 20 de ani știe că fac o pâine naturală și o pâine sănătoasă decât să fac măgărie acum. La fel și la ăsta. Sunteți de 2 ani de zile fericitări, niște gusturi extraordinare care de mult nu le-am mai găsit. Deci vă pot găsi să vă facă comenzi pe pagina de Facebook Delicatesele lui Marius Bogin. Delicatesele Marius Bogin, da. Sau un Sebeș pe... Brândușelor. Pe drumul Petreșului, pe strada Brândușelor. Acasă la mine, sigur. Dar ăla-i drumul. Deci strada Brândușilor, trebuie să mă abad de la șosea sau nu? Da. Să intră pe o stradă undeva, dar... La intrare în Petrești sau da, după? Da. Am da, înțeles. Da. Bun. E foarte simplu. În viitorul apropiat o să termin de tot cu construcție și o să le găsească și în magazine și în Alba. O să am mai mult timp. Și în Alba... Dar chiar numai dumneavoastră sau aveți un angajat doi? Nu, numai eu fac. Numai dumneavoastră? Eu cu familia. Familia, soția ce zice? Da, ce să zic? Nu... Eu mi-am, soția lucrează, așa mi-am, nu, e acasă. E acasă cu copii, îngrijește copiii, că lucrurile destul. Să vă trăiască. Mulțumesc. Îngrijește copiii și destul. Sperăm să rămână așa în țară, ca lui domnul Aurel, să ne plătească cineva pensiile. Pentru asta muncesc, pentru ei, pentru mine, în primul rând, și pentru ei, să rămână, să mă ajută, mă îmbătrânesc. Cum gustă copiii? Deci produsele sunt extraordinare, senzaționale. Cum gustă copiii? Pentru că nu ăsta e gustul copilăriei lor. Nu e asta. Da. Nu. La mine. La dumneavoastră în curte. Da, în curte, da. Să știi că eu tai porci de la 16-17 ani am început să tai porci. La acasă, la mine, la frați, la, mă rog, la unchi, așa. Și de mult fac. Dar anul trecut mi-am autorizat. Mi-am făcut caramagerea, okay. Mi-am... Dar cum, copii, fie... gustul ăsta al copiilor, cum, ce spun de el? Le place. Le place? Le place, da. Nu da, le place da. Ăla la alt produs. Nu le place... Așa și am, și eu fac produse de casă, da. Și eu. Da, deci, da. Și noi avem da, porci da. Și de asta. Sigur. Și da. Copiii, să știți că nu... Știți de ce vă întreb? Pentru că văd și acum, de exemplu, săptămâna asta, săptămâna viitoare, în funcție cum vor școlile, e săptămâna altfel. Am avut și astăzi, am avut un grup de copii de la liceu sportiv. Vis de la brutărie, am făcut pâine, o întreagă nebunie, frumos, ne-am jucat acolo și am învățat despre produsele românești, produse tradiționale. Dar problema care? Era un caz fericit cu profesoara, cu învățătoarea de la liceu sportiv, un caz fericit. Restul, marea majoritate, îi duc la mall. Fast food. Aia e. Da. Unde mâncăm la mall? La fast food. Ce mâncăm? Păi alea. Și ne trezim, credeți-mă, să țineți minte treaba asta. Credeți-mă, ne trezim peste 10 ani, gustul copilăriei copiilor noștri
nu este același ca așa nostru, da, sigur. Și au alte standarde. Da, da. Deci Magiunu sau Silvoița sau cum îi ziceam, că ne punea buna că eram copil, o umblit din ăsta mai mare, de smântână de ghiboliță, că avea 6 bivoli, și umblit tot așa de Silvoiță, o pită din asta, făcea o cruce mare bună și cu un cuțitoc așa, trăgea câte o felie, ne-o punea pe masă și ne mai dădea peste deget, că parcă totdeauna smântâna din partea asta la alta era mai bună. Știi? Da, și ne dădea da. Peste mâini, băi, din dreptul tău de acolo ției, sau Silvoița, și aia era mâncarea. La școală, pită cu un soare. Pă da. Și cu ceapă nu ne punea castraveți murați, că ceapă ne mergea cu grea la școală și nu era ok. No. Dar ei acum, dulceața, nu le mai place, îi văd pe ai mei. Deci eu mai cumpăr, este Carmangeria Vlade, mai sunt care fac produse, da. Produse bune și de acolo cumpăr pentru familie. Bă, și mă crucesc când văd câteodată în frigider câte o făcut, câte un cașcaval făcut de mare fabrică, care la fel și pe ăla poate să conțină urme de lapte. Urme de lapte. Sau câte un parizel făcut iară de câte o firmă din ADE, mă doare mintea și zic, mă, de ce le-a tăzut? Păi că așa au vrut fiul tău. Și încerc să-i țin o mică ședință iară să-i explic, mă, dar este, uite-te, salam de acolo, mă, este salam de acolo, făcut, bun. Este cârnaț de-a nostru făcut. Tati, da, ăsta-i. Și pierdem dacă dumneatale, nu ne luptăm un pic să le inducem din nou copiilor gustul sănătos. Pentru că nu e numai gustul copilăriei noastre, e gustul sănătos. Sănătate, da. Gustul. Numai departe, vă dau un alt exemplu. Ăsta are fum. Dar fum, nu fum vopsit. Fum cu lemn de fac și cu rumegul exact. De fac. Da. Are piper. Are tot ce mai bun. S-ar putea ăsta nu, dacă n-are glutamat... Da. N-ar și bun. No. Și eu cred că sunt mulți amelioratori din ăsta care creează dependență. Sigur, pe glutamatul produce dependență, da. Și simt nevoia, dacă mănâncă câteva zile la rând, deja simte... Cum ziceți dumneavoastră, îi lipsește ceva. Și eu odată la 2-3 săptămâni mă trezesc în frigider cu câte un pui. Păi tu, lume, ce facem? Când nevastă mea. Păi... O zis Crina, mă rog, fata, o zis fata ca să... Eu... Da, merg la iu, dragă, merg la iu, tăiem o găină și nu se poate. Nu e același lucru. O, zis ca să facem. Să știți că e o diferență între copiii care mănâncă sănătos. Eu am lucrat la unitatea militară și în ultima perioadă a rămas o unitate mai mică în Câmpeni și făceam și testele psihologice. Deci le stabileam coeficientul de inteligență ca se poată introduce în gardă. Ca, da. Și copiii care mâncau sănătos, erau crescuți la țară și din asta să știți că au o gândire cu mult mai sănătoasă și mai statornică și mai echilibrată. Da. Eu am observat asta. Este raportul mondial al Organizației de Sănătate, da. Care spune ne îmbolnăvim și apar bolile grave din cauză, una, mâncăm prea curat. Deci, însă nu că mâncăm prea curat, că ăsta la alte n-ar fi. Organismul nu mai produce anticorpi, nu, exact. Nu mai are rezistență să se lupte cu... Și chiar aseară mă uitam, făcut de 20 de doctori în Australia, un reportaj, mă uitam la el, care arăta că există studiu, 70% copiii care au fost crescuți la fermă, deci nu, să nu înțelegeți fermă că s-au băgat în noroi în baligă, sau că nu știu ce în baligă, da. Sunt mai sănătoși. Sigur. 70% din copiii care au un câine acasă sau o pisică sunt mai sănătoși decât ceilalți. Deci, vedeți, natura ne dă sănătate. Sigur. Animalele ne dau sănătate. Da. Produsele... Învață să iubească, să fie atașat de ceva. Să gândească pozitiv. Să știți că aici e un fenomen care din ce în ce ia amploare. Gândirea negativă. Eu vă pot da un deci exemplu. Trebuie să gândim pozitiv. Având un animăluț pe lângă casă, cum a zis domnul, deci gândește pozitiv, îl iubește, îl mângâie. Da, îl, exact. Deja... Nu, și bacteriile, pentru că asta spuneau ei. Bineînțeles, sigur că bacteriile, da. Noi, da. De multe ori, arătau un detergent care distruge 99% din bacterii. Da. Păi zice 99% distruge, dar le distruge și pelea bune. Exact. Care zice, apără organismul. Exact, care apără organismul. De-aia, un câine... ne creează, să stimulează corpul să creeze anticorpi. Exact. Să apere de... Asta e tot. Și de-aia ne trebuie să mâncăm la fel și produsele astea. Produsele astea, ok, de 5.000 de ani, de 6.000 de ani, Dumnezeule mare și bun, asta a fost vânători și culegători. Asta a fost împărțit. Da, exact. Adică, bun,
mâncam și carne, mâncam și buruieni, exact. Mâncam tot. Bun, acum nu mai. Păi văd salata aia, Dumnezeule Mare, crescută pe apă, mă. Am văzut la fel, am fost în că vă povesteam, am fost în Bavaria, într-un schimb de experiență, și porcul, am zis că nu poate să fie adevărat, porcul creștea de la 0 la 120 de kilograme în 3 luni de zile. Da, da, da. Bă, mama, nu poate să crească puiul așa, iute, exact. Mă ferească, mă bunul Dumnezeu, puiul, găina, da. De ăsta să crească în 3 luni de zile, să poți să taie, și ăla creștea porcul la 120 de kilograme. Ăla e un organism dereglat. Cu deci concentrat lichid. Sigur. Păi și atunci, mă, fraților, dacă mâncăm salamul de la ăla care are concentrat lichid, porcul, ce poate să aibă într-un celule lui? Dacă dumneavoastră spui că n-ai avut lipsă de vitamina C în laptele de măgăriță și ai dat cetină și și-o îmbogățit cantitatea, ca să înțeleagă telespectatorul, da. Și-o îmbunătățit calitatea, cantitatea de vitamina C din ceea ce-o mâncat. Păi și-o mâncat cetină și-o făcut vitamina C. Ăla care a mâncat concentrat lichid chimicale și a ajuns acolo. Ăla ce dă? Ăla ce poate să dea acolo, Dumnezeule? Boală. Și după aia mâncăm salamul ăla și ne mirăm că de ce unele medicamente nu-și mai fac efectul. Da. Păi dacă am băgat antibioticul și am băgat toate minunile alea de acolo din porcul ăla care e din Germania și cel mai mare exportator către România, în România importă cel mai mult, îi Germania, Olanda, Polonia, carne de porc, carne de porc și Spania. Da. Asta e ordinea. Deci cumpărăm de la nemți. Nemți avea ăla 5.000 de porci, de 4 ori umplea ferma de 5.000 de porci, 20.000 de porci făcea pe an. Păi Dumnezeule Mare și Bun. Și ne văităm, că mi-ai dat un exemplu extraordinar cu cetina și cu vitamina C, că avea un deficit acolo și l-ai putut îmbunătăți. Din hrană. Sigur. La fel ăla din hrană, porcul ăla. Și îl găsim în salam, și ne bucurăm și mai face și țigăneala, șmechereala ăsta, producătorul ăla, că bagă niște șorii și naște zgârciuri și zice 70% carne, ei, să vezi ce bună e. Mâncați proștilor. Chiar uitați că se dereglează organismul uman. Ați văzut că prin anumiți hormoni de creștere care se inoculează, se dereglează tinerii. Ați văzut că deja sunt deformați, nu mai au ăsta... Vlagă în ei. Exact, nu mai au vlagă în ei, nu mai au... Da. Bun, acum și noi părinții suntem un pic deplasați, că eu de multe ori spun treaba asta, adică acum fiul meu să se urce pe unde m-am urcat eu, peste toate râpele, prin toți copacii, să fac o claie de fân și să clăjească sau să... Nu, dar și minunile care le-am făcut eu, să se suie pe coperii și mă ruca la mâna și nu știu ce, eu cred că aș să peni. Noi mai lăsăm noi am venit, noi suntem defecți. Pentru că noi lăsăm. Copile, să nu cazi, ai grijă, vezi cum caci. Ai pus una pe câine, du-te, spală-te, iute-te. Și noi nu aveam nicio treabă, mâncăiam câinele din caci, scăpam pita jos și o mâncam în continuare și gata, n-avea nicio treabă. Am băut apă de multe ori din copită de vacă. Da, bineînțeles. N-am avut nicio treabă, mă. Amu, ioi, nu, vezi că nu, mi se pare că sticla aia nu e în regulă, te rog frumos să luăm altă sticlă. Nemții ori deschis ochii cu chestia asta, cu prea multă igienă. Da. Că nu mai au copii imunitate, nu mai au, să îmbolnăvesc la prima adiere, primul virus, primul care intră în contact, deja apropo de chestia, apar și alergiile. Sigur că da. Din cauza că nu există imunitate, nu există cutare și atunci apare. Păi cine Dumnezeu mai văzut acum? E o mare isterie la lapte atâta. Eu nu știu de copil să fi fost cineva, nu știu. Bun, alune nici nu aveam nu știu câte alune pe vremea noastră. Dar bun, la pește, atâta alergie. Ce Dumnezeu, că nu găsai în magazine decât pește și soia. Da, dar nici apele nu erau atât de poluate. Să știți că peștele acum va fi un fenomen. Cu carnea de pește într-un viitor foarte apropiat va fi un fenomen. Pentru că infiltrația... La nivel mondial, nu la nivel mondial. Da, la nivel mondial. Da. Infiltrația de nitrați și nitriți în sol e din ce în ce mai accentuată. Aia până la urmă tot ajunge în ape. Peștele mediului de viață e în apă și normal că el asimilează asta și toate va fi o criză de viitor, criza apei potabile. Da, acum cine, așa se spune, că cine deține controlul resurselor și alimentelor va deține lumea. Lumea, da. No, și cred că este asta și nu cred că chiar așa de cu pesta asta porcină africană. Vreau să cred că e o chestie serioasă. Nu vreau să cred că e ceva mult mai mult de atâta, pentru că deja chinezii dețin piața de porc mondială. Da.
La nivel mondial, nu la nivel european. La nivel european, păi anul acesta, iar chiar m-am uitat, deci anul trecut am reușit să dezechilibrăm balanța importuri-exporturi. Deci am reușit să producem mai mult decât am importat la porc. Ah. Anul ăsta, cu toată nebunia asta... Încă e pe plus. Încă e pe plus, dar e acolo, la balanță. La balanță, da. Și vedeți că anul viitor... Păi dumneata, dacă ai cumpărat de la mine, că eu trag și niște așa, chiar aș vrea să înțeleg, să citesc printre noi. Eu dacă am cumpărat de la Dumetale lapte de măgăriță, da? Și ți-am cumpărat 70% din producție. Și vezi că nu-ți mai cumpăr. Că încep eu să-mi fac măgărițe. Pe chestia cu să moară și capra vecinului. Nu mi-ai trimite două controle, nu mi-ai face ceva să cumpăr în continuare de la Dumetale, să nu ăsta. La fel și acolo. E un simbol de adevăr și asta, da. Și cum la mine, că spuneam la niște prieteni, mă, fraților, că m-au văzut că mă târguiesc cu furnizorul de făină pentru 10 bani. Ce mă, da, tu ești citav la cap, mă, pentru 10 bani te târgui acolo, acolo. Măi, iubiților, zic, un tir are 24 de tone. 10 bani, da, la kilogram? 10 bani la kilogram înseamnă 2400 de lei. E un salar al unui muncitor. E un salar. Sigur. Da. 10 bani, da. 2400. Da. Hai să gândim la nivel european ce înseamnă 10 bani. Sigur. Sau ce înseamnă 20 bani, că sunt scumpi carnea de porc. Da. Deci, nu ne dăm seama. Da. No. Ce porc folosiți? Că nu v-am întrebat asta. Cumpăr din la țărani. Da, foarte fain. Cumpăr și de gustul, la... gustul să simte e altceva. Cumpăr de la țărani, e mai rău că trebuie să-l duc la abatorizat. La cugie. Poate într-un viitor puteți să faceți un pic, să vedeți acum. Mai, nu-i simplă treaba, da, dar e mai dificil. Cu siguranță cu ajutorul domnului Stan. Într-o seară astea, abatoarele la mobile. Am văzut acum că Brașovul a scos un prototip. Da, dar ne întorcem la ce ai zis Dumetale. Numărul și frecvența, exact, analizelor. Exact. Ne întorcem, deci, acolo. Un abator care e sub o capacitate de 20-30 de capete pe zi nu se poate susține financiar. Pentru, da, că e curent, pentru frigorific, taxe, impozite și... Câte am auzit, face cineva la noi la Sășori. Face... Ar vrea să facă un abator. Dar pe abatoarele alea mici, care... Ca să, să înțeleagă și de respectatori de ce spune frecvența analizelor și numărul lor. Nu-și dorește nimeni să lucre murdar, nu-și dorește nimeni să nu lucre. Toată lumea lucre igienic și credeți-mă, dragi telespectatori, lucrăm mai igienic noi în România, mici fermieri, de 100 de ori decât aia din Italia, da, din Franța, da, și din Spania. Deci nu se compară. La noi atât am fost de mai catolici ca papa, de lucrăm de 10 ori mai curat și mai sănătos. Dar nu aia e problema. Frecvența. Discuția care-i? Dacă trebuie făcut un șir de analize, un șir destul de lung, același șir, același număr îl faci la 1 milion de porci tăiați, același șir îl faci la 2 porci tăiați. Asta e o problemă mare și eu de multe ori am tras semnal la ANSVSA. Fraților, nu e același lucru și regulamentele europene 852, 853, 854, care sunt biblia sectorului alimentar la nivel european, spune serie mică, riscuri mici, controle puține, analize puține. Spune foarte clar. Serie mică, riscuri mici. Riscuri mici. Aia înseamnă că nici atâtea analize nu trebuie să fac, nici atâtea controle nu trebuie să fie pe capul meu și nici... am mai văzut Dumnezeu acum la noi în Alba cât de cât e ok. Dar păi am vești din țară, mă, păi toată săptămâna ai control, mă. Și omul în regulă, e fără factor de risc, că, pentru că fiecare unitate alimentară se face odată pe an, odată la 6 luni, să faci un tabel mare, care scrie, bun, ai plase la geamuri, ai, bun, fără risc, ai nu știu ce, bun, cu risc, ai nu știu ce. La urmă să faci un punctaj și spune acolo, bun, ai numărul 100. Aia, dacă ai numărul 100, ești fără riscuri. Vinim, ar trebui să vină cei din control, pentru că controlul, că e controlul, nu e o problemă. Aia înseamnă o zi pierdută, că stai după ei, o zi pierdută de scoase urtile și gândiți-vă să vă vină în fiecare zi câte unul, că s-a mai lucrat. DSV-ul, DSP-ul, DSMAMA supărării, DSMAM tata supărării, exact. Și în fiecare zi se trezește câte unul să vină, venim în control. Bun, și n-ai voie să fii supărat, n-ai voie să fii iritat, pentru că îl deranjezi pe domnul și pe doamna, așa, și stai o zi întreagă, îmi trebuie cu tare. Te dai, a scoțat adeverința cu tare,
Iubiți telespectatori, gândiți-vă dacă o trebuie să fac o hârtie că eu mă deleg pe mine. Că suntem de proști. Zice, bun, cine umblă cu platforma asta de urcat făina în pod? Păi zic eu. Și ați făcut vă hârtie. Păi eu sunt administratorul. Bun. Și v-ați delegat dumneavoastră pe dumneavoastră ca să umblați cu ăsta. Măi, fratele, sunteți proști? Cum mă eu pe mine să mă deleg, mă? Păi așa zice legea. Și m-am apucat și am scris ca un bătut în cap. Subsemnatul Călin Matieș, administrator al societății Matias, deleg pe Matieș Călin, parcă e altul, știi? Să umble cu asta. E bine, e bine. Măi, fraților, mă, dar nu suntem citav la cap? Și la fel, nu numai asta. Și îți vine controlul, stai o zi cu ei de le prezinți, bun. Nu-i cu amendă, nu-i cu... e regulă, bun. Mâine să trezește altul să vină și are pierdut o zi. Tu! Nu poți să umbli să-ți faci vânzare la produse, să poți să dai salarii la oamenii aia, tu trebuie să stai după ei. Păi mă, frate, control, da. Și după aia te anunță, după vreo două luni, venim echipă mixtă. Păi n-ați putut, mă ferească, mă bunul Dumnezeu, veni să veniți, stăți 3-4 atunci, hai să vă pun, îmi pierd o zi din viață cu voi, vă pun toate hârtirile pe masă, uitați-vă, controlați brutăria, controlați ce vreți voi, nu, gata, v-ați oprit, bun. La revedere, sănătate, ce trebuie să fac? Aia, că există legea prevenției. Da, sigur. Dar de multe ori nu știu ăștia. Bun, ai uitat să faci nu știu ce. Păi dacă am uitat, atunci dăm sarcină și dacă într-un... dăm termen. Fem nota de constatare și dăm, exact, termen. Până mâine. Până termenul e 90 de zile. Dar dăm până mâine, ok. Dacă am uitat. Și hai mâine să vezi. Nu. N-ai făcut. Am avut odată un control de la DSP și șoferul, bine, asta a fost acum 15 ani, și șoferul îmi dădea lecții cum trebuie să fac. Măi, ferească, mă, bunul Dumnezeu, aia. Chiar îți prostul națiunii, mă, de toată lumea acum îți prostul. Nu-i interesul meu să fac lucru bun ca să meargă firma. Dar nu numai să fac lucru bun. Eu personal i-aș lua gâtul unei persoane care mi-ar bolnăvi copilul, dar din cauza unui aliment. Da, sigur. Dacă copilul meu a înghițit un ciob, că a fost într-un salam, sau copilul meu a înghițit un cui, sunt în stare să iau capul ăla. La fel mă comport și eu, sigur, la fel și eu. Și nu că, vai, Doamne, că mă mai sună câte unul, știi, mi s-a stricat pâinea. Și știți, eu n-am anunțat protecția consumatorului. Mă, fraților, nu mi-e frică de ei cât mi-e frică de tine ca, exact, și consumator. Sigur. Tu ești deasupra lui tuturora, consumatorul. Tu de tine trebuie mi-e frică, că dacă n-ai mai cumpărat... Și eu numai la 5 să vină. Pot să vină 5 organizații să mă controleze, că eu mor de foame. Da, sigur. Eu de tine am respect, de tine am frică, de consumator în primul rând, nu de ăla. Ăla trebuie să-și facă, protecția consumatorului trebuie să-și facă datoria, DSP-ul, DSV-ul, mama supărării trebuie să-și facă datoria, dar în momentul în care eu te-am deranjat pe tine, că ambalajul nu a fost scris corect și n-ai înțeles și acolo, că gustul nu e ăla, că am schimbat rețeta și ăsta... N-are nicio treabă DSV-ul sau protecția consumatorului cu rețeta mea. Dar dacă tu n-ai mai cumpărat-o, stimabile consumator, atunci am o problemă. Acolo e problema, sigur. No. Și asta trebuie, o înțelegem toți. Deci nu neapărat... Eu cred că un administrator de firmă nu percepe, eu cel puțin mie nu-mi trece prin minte să fac un produs de prostă calitate. Făcând un produs de prostă calitate, automat îți pierzi piața. Produsul fiind de bună calitate, normal că respecti regulile, nu? Cu siguranță. Și din momentul în care organele statului văd că firma respectă mai mult decât regulile, exact, vede că firma aia merge bine, care produse de calitate, ei trebuie să-și dea seama din start că acolo se folosește tehnologie, că acolo se folosește igienă, că acolo e totul lucru bun. Ei trebuie să se ducă să controleze unde nu se vinde. Exact. Acolo e o problemă. Acolo e o problemă. Deci acolo este o problemă. Unde nu te duci să controlezi pe la care, exact, are piață bună de desfacere și care, da, da, produce... Și înseamnă... care nu păcălește, că, exact, eu serios acum, are un istoric. Păcălești o zi, două, nu o să păcălești mai mult. Sigur, sigur. Și te păcălești pe tine, pe urmă. Că și pe mine mulți m-au întrebat că de ce trebuie să creezi condiții atât de nu știu cum la animale. Păi zi, mă, deci, în primul rând, ca să produci de calitate, și eu respect meseria mea, sunt inginer zootehnist, deci, cum ar fi să vină cineva să uită în graj, să vadă un graj mizerabil și nu știu mai cum. Păi, e clar că îți plătesc de deontologia ta profesională. Sigur, sigur, sigur. Păi mi-ar fi rușine, da, să vină cei de la DSV și să zică, bă, stare, mă, păi grajdul ăsta ție animale. Nu aș putea, mi-ar crăpa obrazul de rușine. Mai mult atâta pentru consumator. Vin oameni, cum v-am spus, să și drag, săptămâna... Să drag, să bagi în graj. Exact. Să drag. Când vine prima dată, se duce și nu vine să uite la mine în casă, acolo unde ți... Se duce să vadă graj, să vadă animale. Ți-i drag să vezi. Normal că ai vânzări.
Vorba început, sigur. Acum se mai facă și cu creșterea măgărițelor și prin Alba este cineva. Mai sunt în Alba? Da, au început să ție, la două, trei, mai mulți țigani pe aici, pe undeva, care au început să dea anunțuri că vând cu 50 de lei litru de lapte. Deci prețul de cost la litru de lapte e undeva la 65 de lei. Uh-huh. 65-70 de lei. Deci dacă mere în dublu, e 130. Exact. Pe cum poți să vinzi cu 50 de lei? Că l-au pus cu 50-60 de lei că vinde, da? Poți să vinzi. Deci automat, ori contrafăcut, ori iau de ocazie una, două și o bruge până când... Cum? Hai să spui, am fost la un târg în București. Să spui cum poate ăla să vândă cu 65. Am fost la un târg în București. Și era o nană brânză cumpărată de la hipermarket. Că numai mere și o aducea. Dar era îmbrăcată în straie populare, o nană, așa arăta ea, brânză cumpărată de la hipermarket. Și avea 7 bucăți de brânză. Mărimi diferite, aceeași brânză, care poate să conțină urme de lapte. Și vine clientul. Bună ziua, de ce brânza? Toată la fel. Capră, bivoliță, oaie și... Oh, bun, dați-mi de oaie. Tăia din asta, din asta lângă mine. Bun. Vine ălălalt. Uitați șirul. Că ce brânză aveți? Păi zice, oaie... capră, bivoliță. De bivoliță tăia. Din asta tăia care i-a dat ăla de oaie, știi? Tăia din asta tăia. Dar toată era brânză de vacă cumpărată din hipermarket fără lapte. Știi? Și tăia din asta tăia. Nu așa și acolo. E de ce? De măgăriță. De măgăriță îți dau. Da, bun. Da. Și el e lapte de vacă sau mama sucrării, da, eu știu, da, ce lapte. Și atunci oamenii își pierd încrederea că cumpărând de la respectivul, normal că laptele nu-și face eficacitatea, da, scontată. Da. Și ce zice? A, păi mă, e cum e, dar nu-i bun. Da, dar problema e că lumea zice, bun, că ești rău că anunți autoritățile. A. Nu e rău că anunți autoritățile și eu aș face la fel, chit că lumea m-ar considera un pârcios, nu știu. Domnule, eu am muncit ca să promovez, da, laptele de măgăriță. Să ajunge m-am aici. M-am bătut, exact. Da. Nu poate să vină ăla să vândă niște lapte cu apă sau lapte praf cu apă, da, să-l vândă, după aia toți ăștia care au consumat de ăla... A, păi nu iau nici de la stan, mă, că doar dacă așa-i gustul, yeah, ăsta și nu m-au făcut nimica, yeah, nu m-au trecut nimica. Jalul ăla e tot așa, nu-i de treabă, sigur, laptele de măgăriță. Da. Și-ți faci un deserviciu omul, da, ăsta. Da, atunci, normal, da, că trebuie spus, doamne, fraților, vezi că ăla, păi mai ales pe el, da, dacă face calitate, să rămână, dacă respectă regulile jocului, să rămână să facă. Nu respectă regulile jocului și face niște măgării. Păi dacă ăla ar îmbolnăvi unul din ăla, exact, ar îmbolnăvi 5 oameni cu lapte de măgăriță, da, ar mai cumpăra și ar apărea în ziar, ar mai cumpăra cineva de la Dumnezeu. Da, tot ce se cumpere? Pe ce s-a întâmplat ăla cu fabrica aia de lapte cu câțiva ani în urmă? Și nu a fost vinovat, săracul. Și nu a fost vinovat. Da, destul, da, destul, și eu știu povestea acolo, mi-e greu să o spun la televiziune, destul că ministrul agriculturii a fost influențat de un mare, da, privat, da, din industria cărnii, fost influențat ca să distrugă produsele românești. Da. Da. Și l-au influențat pe ăla, eu am fost la discuții cum la masă la ei. Și ministrul agriculturii, Achim Irimescu, a ieșit la câteva posturi de radio naționale și la televiziune și a spus că e un mincinos. Și m-a sunat dimineața și m-a întrebat, de ce mă faci mincinos? De ce? Nu știu ce. Într-o emisiune, efectiv, o ieșit din emisiune și l-a pus pe purtătorul de cuvânt. Știți, nu mai are timp domnul ministru, reveniți altă dată, în direct, la Radio România Actualități. Și că mă suna dimineața, de ce mă faci mincinos? Și am spus, domnule, te fac mincinos pentru că ai spus că produsele românești omorâ copiii. Zic, mi-e pare rău și îmi cer scuze și îmi pare rău copilul meu să fi fost, mi-aș plânge, s-ar rupe inima din mine. Dar nu produsele românești. Unu, păi domnule, produs, că și Germania a făcut așa cu Volkswagen, să retragă din perioada. Da, eu am văzut, dar n-am văzut-o pe Merkel să spună nu mai cumpărați Volkswagen, nu mai cumpărați că face nu știu ce. Nu am văzut-o. O spus atât. Fraților, o greșit, să plătească. Să plătească. Gata. Nu l-am văzut pe ministrul Japoniei când o chema toate Toyotele în service că le pușca airbag-urile. Nu mai cumpărați Toyota, nu mai faceți nu știu ce. Nu, o spus să greșească. Dumneata le-ai spus nu mai cumpărați produse românești. Da. Dumneata le-ai spus că laptele românesc ucide copii. Da. Aia ai spus. Păi da, zic, când eu îmi retrag vorbele și nu mai spun nimic la televizor, când eu pe dumneata te văd că spui la televizor... Da, produsele românești sunt sigure. Și a fost un incident, chiar dacă era. A fost nu un incident, dar nu a avut. Acolo. Știu că nu a avut, da, nicio vină. Da,
Da. Nu. Și zic, când spui că produsele românești sunt sănătoase și produsele românești sunt bune, atunci eu nu mai zic nimic de dumneatale. Habar n-au știut dacă o zis sau nu o zis. Destul că nu așa trebuie să fie un ministru agriculturii, nu așa trebuie să fie un român. Da. Ai dovezi? Ok. Cum au avut dovezi cei de la cu mașinile, nemții. Au avut dovezi cei din Japonia. Da. Dar nu a ieșit ministrul lor sau primul ministru să spună nu le mai cumpărați, nu-s bune. O zis că... atât. Ori greșit, să plătească. Exact. Am încheiat discuția. Da. Nu intrăm în polemici că de ce, că cum. Nu. Dacă au greșit, să demonstrează, să plătească. La fel, și un român adevărat sau un ministru nu trebuie protejați nici hoții, nici mișeii. Dar trebuie spus. Nu trebuie generalizat. Exact. Mă, fraților, dacă să ne apere greșit, pe noi, pe nu, nu să ne îngroape. Domnilor, s-o gătat emisiunea. Eu mă bucur din suflet, mă bucur din suflet că ați venit la emisiunea Suflet de Român și chiar m-aș bucura dacă iară peste, nu știu, peste 3 luni să spui că ai o 100 de măgărițe. Nu, eu nu mai cresc. Deci nu atât, mai vrei, atât nu, vrei atât. Să oprești la 50? Eu cu asta mi-am făcut grajdul pentru o capacitate, pentru număr. Și dacă vin părinții și spun, domnul Stan, mai vreau, domnul Stan, copilul meu e foarte bine, domnul Stan, îi trebuie și la nepoata mea. Dar într-o fermă, deci într-o fermă de măgăriți, am studiat atât de bine fenomenul, nu m-am mai făcută încă o fermă. Bun, încă o fermă. Da. Dar eu sper să se mai găsească tineri cu suflet, cu minte și cu bunăvoință. Să mai facă. Dar o dacă eu aș vrea să mă apuc de business-ul ăsta și vin la dumneatale, mă înveți? Cu mare drag. Îmi spui toate de câte ori ai dat cu capul și cum ai dat cu capul. Cu mare drag. Mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Asta ar fi un lucru fain. Asta ar fi un lucru fain. De-aia și ales președinte la Asociația Crescătorilor de Măgărițe, pentru că pe toți care au făcut în țară, au mai făcut și în Constanța, în Brăila, din ceea ce am știut le-am spus. Toți avem loc sub soare. Sigur, cu siguranță. Cu eu m-aș bucura să se consume lapte de măgăriță, nu medicamente. Da. M-aș bucura să consume cât de mult. Chiar cu riscul să mai scadă un pic prețul. Dar să fie lumea sănătoasă și mulțumită. Deci, încă o dată, unde putem găsi laptele ăsta minunat, medicamentul ăsta de Câmpeni, măgăriță? Deci în Câmpeni am astea de socializare, 0744-560-5755, numărul meu mai de telefon. Mai rar o dată, mai zi-l o dată. 0744-560-575. Okay. Sau pe Facebook Ecoalact, pe Instagram, pe toate sunt. Deci dacă îi dau pe Facebook Ecoalact lapte de măgăriță. Lapte de măgăriță, îi dau acolo trebuie să-mi dea la dumneavoastră. Exact, perfect, exact, super. Sigur. Este și pagină de internet? Da. Cum îi zice? Da. Ecoalact? Ecoalact, da. Perfect. Da. Marius, dragă, cum te pot găsi oamenii pe tine? Pe produsele extraordinare. Tot așa pe Facebook mă găsesc la Delicatesele lui Marius Bogin. Am înțeles. Acasă. Un număr de telefon? 0747-166-806. Stai numărul. Încă o dată, că l-ai zis cam repede. 0747-166-806. Ok. Și există pagină de internet? Da, site? Tot așa cu Delicatesele lui Marius Bogin. De găsim. Da, informația mai foarte mare. Amândoi dintre noastre, vorbesc așa, faceți distribuție în caz că e o cantitate, puteți să-i aduceți la acasă. Da, și da. Să găsește soluție, nu-i problemă. Da. Am trimis și în afară. Deci omul când e interesat și are bunăvoință, să găsește posibilitate. Da, da. Mă bucur. Sunt acum posibilitate. Eu pachetez cu gheață, cu tot ce trebuie ca să ajungă în condiții de siguranță. N-am avut probleme că să... Înghețat, laptele schimbă? Nu, schimbă puțin, dar nu. Și singura metodă de conservare a laptelui de măgăriță ar fi prin liofilizare. Liofilizarea înseamnă separarea substanței uscate prin îngheț. Am înțeles. Deci e singura metodă care o folosesc cei care au ferme mari. Să vedem dacă o să meargă bine și o să ne... O să găsim de comun acord asociația. Deci brânză de măgăriță să nu trag speranța așa la 1000 nu. De euro. Repede nu. Și sunat ai cerut un kilogram. Un știu de brânză. Dragi telespectatori, vă mulțumim din suflet. Mă bucur că sunteți alături de noi. Ați văzut niște subiecte interesante cu laptele de măgăriță și cu delicatesele lui Marius Bogin. Vă aștept din suflet săptămâna viitoare cu noi români adevărați, cu noi produse de calitate, produse românești și cu noi afaceri în agricultură care vă pot ajuta să vă pot da o idee să puteți deschide și noastră o afacere în agricultură în România. Să vă dea Domnul bunăstare și fericire, vă așteptăm duminica viitoare.